cu Nikita, doar două scurte cu Nikita. Deci născut 31 martie și nu mai spuneți poate vă pică la bac, că mie mi-a picat la bac. Deci nu mai merge asta, bă, dacă o fi să vă pice la bac. Mie mi-a picat Nikita. Nikita zice că la Elena Ceaușescu a dat ordin să ducă să-l mai spele puțin pe dinăuntru pe la ficat. Și l-a trimis chiar pe ministrul sănătății. A bătut la ușă și a zis, trebuie să mergem puțin la mangare, la tratament. Ha, nimă, du-te de aici, poc, și a închis ușa. Unde să mergem? El a bătut iar la ușă și a zis, avem două variante. Putem să plecăm ca prieteni sau putem ca dușmani certați, pentru că jos am vreo 3 echipaje de miliție. A, zice, bine, hai că merg. S-a dus la Mangalia, 2 milioane a costat tratamentul pe vremea aia. Se zice că i-a prelungit viața cu vreo 5-6 ani. Asta e prima. Așa, la a treia căsnicie a dumnealui, 46 de ani dumnealui, 23 de ani fata, că era, mi-a găsit jumătatea. Dora, da. Și, da, Dora. Și a zis, el mâncase numai ouă cu șuncă și cu slănină la viața dumnealui. Și dumnea ei a început să-i gătească. Și zice, după vreo săptămână, după ce i-a gătit, a pus mâna pe telefon, e caz real, 100%, a dat el și a zis, Dorule, m-a omorât, îmi dă mâncare gătită. E o poveste spusă de, m-a ucis, de Radu Stancan, nu poetul, ci scriitorul, care a fost un apropiat al lui Nikita, că într-o seară, la o petrecere, a ajuns și Florin Iaru cu iubita lui de atunci, Dora. Da. S-a chefuit, s-au spus poezii, s-au cântat cântecele, s-a plecat acasă, s-a întors Florin după o jumătate de zi și a zis, Nikita, am venit să-mi iau umbrela și pe Dora. Și a zis, umbrela ți-o dau. Așa este. Da, 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 da. Și nu avea niciodată clanță, tot timpul se deschidea ușa așa și intrai și pitulai, am mai vorbit noi, ori în pendul, ori în spatele televizorului, cu ce veniseși. Și a zis că în ultimii ani de viață era control ca la NAPD, Dora, picioarele desfăcute, tot te controla. Nu e bășcălie, nu e nimic, te controla. A zis, nu veniți cu cadouri la mine decât cu... Da. Ce trebuie. Și Johnny Răducanu s-a dus la mormânt după ce a murit și l-a mormântat în cimitirul Belu, a turnat Johnny Răducanu, l-au găsit oamenii acolo plângând și a zis, coală bre, că avem treabă. Eu cu cine mai beau? Da, așa cum se întâmplă în marile cimitire ale lumii, orică vorbim de Morrison, orică vorbim de Samuel Beckett. Și la Samuel Beckett, la fel, e la, spală la bre, ce că avem treabă, eu nu mai am cu cine să beau. Da. Nu uitați, nu puteți vedea zâne dacă nu sunteți zânatici. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la Neața, suntem într-o